Stimați colegi, apropiați-vă, rog, la ambulanță. Așa, să audiți. Nu e programul, eu nu știu cum v-ați programat, dacă v-ați programat. Din partea... După aia eu nu știu. Da. Stimați colegi, opriți vă rog ambulan motoarele ca să nu fie gălăgie. Stimată audiență, am onoarea să vă salut la acest eveniment important pentru întreaga țară. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a primit astăzi 24 de ambulanțe, 17 ambulanțe de tip C și 7 ambulanțe de tip B. Aceste ambulanțe astăzi vor ajunge în teritoriu și de mâine absolut toți colegii vor lucra pe aceste ambulanțe. Vreau să menționez că ambulanțele de tip C, 17, care sunt ambulanțe de terapie intensivă mobilă, dotate cu tot echipamentul performant pentru stabilizarea pacienților critici, sunt repartizate anume acolo unde sunt echipele de terapie intensivă mobilă, în toată Republica. Astfel că toți cetățenii Republicii Moldova, pacienții noștri, pacienții care sunt critici, vor beneficia de asistență medicală performantă, calitativă, operativă și toți pacienții au dreptul la viață și șansă vor avea șansă la viață. Totodată menționez că ultimul timp se atestă tot mai multe cazuri de resuscitare cu succes. Acestea și mai puține decese în prezența echipei. Toate astea se datorită operativității, echipamentului performant, echipelor de asistență medicală urgentă, calitativă, profesioniștii care lucrează în acest serviciu. Totodată, din partea întregului colectiv a Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, aduc sincere mulțumiri echipei Ministerului Sănătății Republicii Moldova și în persoana doamnei ministru a Sănătății Ala Nemirenko pentru efortul depus în achiziționarea acestor ambulanțe, astfel că aceste ambulanțe au ajuns în Republică și sunt repartizate serviciului nostru, serviciu care este strategic pe întreg teritoriul țării și datorită căruia pacienții ajung rapid stabilizați în departamentele de urgență. Mulțumim mult tuturor! Acum eu ofer cuvântul domnului secretar de stat a Ministerului Sănătății, domnul Ion Psăcaru, cu un cuvânt de felicitare, de mulțumire. Mulțumesc frumos, doamnă director. Bună ziua tuturor și mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Mulțumim tuturor celor care au fost implicați în procesul de și de organizare evenimentului, dar foarte important în procesul de luare deciziilor și de achiziționare acestor ambulanțe, care într-adevăr sunt binevenite și extrem de importante pentru acordarea ajutorului medical. O să menționez că aceste 24 de ambulanțe noi sunt dotate cu toate echipamentele necesare pentru acordarea asistenței medicale de urgență populației și completează parcul Centrului Național de Asistență Medicală de Urgență din Moldova, care, o să amintesc, în luna iulie au mai fost
achiziționate 30 de ambulanțe de acest tip și aceste 24 urmează să le completeze. Astfel, 17 ambulanțe de tip C, cum spunea și doamna director, vor fi repartizate în substațiile de asistență medicală de urgență din Bălți, Drochia, Iedineț, Ocnița, Soroca, Cahul, Comrat, Ungheni, Strășeni, Hâncești, dar și pentru substațiile din municipiul Chișinău, Centru Botanic Arășcani. Cu ajutorul acestor ambulanțe, de care de fapt nu dispuneau anterior substanțele, va fi sporită operativitatea acordării primul ajutor calificat în cazul urgențelor medico-chirurgicale majore, anume fiindcă, după cum spunea și doamna director, sunt ambulanțe, 17 din ele sunt ambulanțe tip C, care permit de a acorda un ajutor chiar și în situații de critice, de urgență și atât chirurgicale cât și traumatologice sau patologii cardiovasculare, neurochirurgicale de urgență. Autosanitarii la fel sunt dotate cu toate echipamentele de monitorizare a funcțiilor vitale pentru a permite transportarea pacientului la cel mai apropiat instituție medicală specializată pentru acordarea deja ulterioară a ajutorului medical. Totodată vorbeam de faptul că 7 din ele sunt de tip B și 5 substații din Ialoveni, Cimișlia, Cantemir, Glodeni, dar și substația centrului din municipiul Chișinău vor fi acestor substații vor fi alocate 5 ambulanțe, dar și 2 punctelor medicale de asistență urgentă din Cornești și Zârnești. După cum menționam, de fapt, autosanitarele care sunt astăzi predate către echipele de urgență fac parte dintr-un program mai larg a Ministerului Sănătății de înnoire a parcului de ambulanțe a CNAMUP-ului și menționez că, de fapt, paralel se lucrează și la alte proiecte, inclusiv se lansează și alte achiziții pentru înnoirea ulterioare și a restor autosanitare care deja au un termen mai depășit de utilizare. Încă o dată mulțumesc pentru acest fapt tuturor celor implicați în procese, colegilor noștri de la Minister, de la CNAMUP, dar și în primul rând o să mulțumesc acum echipelor de urgență care sunt astăzi prezenți la noi, cei care sunt astăzi la datorii în teritoriu pentru acel volum de lucru care îl fac de extremă importanță și acel efort care îl depun în fiecare zi, chiar dacă nu de fiecare dată, încă avem o utilare maximă cu echipamente, fac posibil ca ajutorul medical acordat în situații de urgență să fie de maximă calitate. Vă mulțumesc frumos pentru efortul depus și vă dorim succese tuturor și să avem cât mai multă sănătate și posibilitatea de a utiliza tehnologii noi. Vă mulțumesc frumos! În continuare, stimați colegi, eu o să numesc echipele și domnul secretar de stat, reprezentant a ministerului, o să înmâine toate actele colegilor care pleacă în teritoriu. Totodată vă doresc tuturor drum bun, serviciu ușor, să ajungeți cu bine în teritoriu, acasă și să în continuare, așa cum sunteți dumneavoastră, să depuneți tot efortul pentru salvarea pacienților noștri. O să ne încălzim un pic. Da. Da. SAMU Centru, 447. Centru 455. 479. 528. 499. 531. Ceu.
Cimișlia, 508. Cimișlia. Хинчешт. 500 поза шасси. Яловен, 500 поза ждой. Моей стороны. Страшень. 500 кинзашоп. Унген, 500 обза шасси. Унген. Паму корнешт, 530. Белц, 500 кинзаждой. Белцу. Белцу меди парти. Белц, 500 шабзаштрей. Приготовь тот белц, 500 ноуштрей. Белц, 500 ноуштрей. Дрокия, 500 шайзеть. Единец, 500 трейшпатру. Глодень, 500 ноуштинч. Охница, 500 трейшуну. Сорока, 500 доуштинч. Кахун, 500 шапки. Кахул зернешт, 500 дой. А, 500 шапки. Маскузат. Кантемир, 500 шабзашпатру. Комрад, 500 доушпатру. Mulțumesc frumos, mulțumesc că ați rezistat și frigului, dar asta ne-a făcut ca să ne mobilizăm și să o facem procedura destul de rapid, dar și eficient, fiindcă chiar acum echipajele o să meargă în teritorii și mașinile deja o să fie puse în funcțiune. Vă mulțumim tuturor pentru participare și echipelor care sunt astăzi la noi, vă dorim drum bun spre casă și un serviciu cât mai puține primejdii și cât mai rezultativ. Vă mulțumim! La mulți ani! Drum bun, stimați colegi! Să ajungeți cu bine! Bine.